extracted the gun from the buckle and garnished. A asigurat astăzi prezența dumneavoastră aici, poate și pe viitor, face mai mult. Acest lucru a fost până în jurul anului 2000. După anul 2000, din cauza unor decizii politice și administrative proaste, Bacăul a ajuns din primele 5-6 județe în România să fie după locul 15, între locul 15 și 20. Bacăul, which used to be on the 5th or 6th place, da, să luăm acest aspect ca o oportunitate de investiții. Bacăul are oportunități mult mai mari decât cele care le manifestă în acest moment. We would like to consider this as an opportunity because for sure Bacău is offering good business opportunity and good development. There is room for development. Și spun asta pentru că este în regiunea noastră, este județul cu cele mai bune resurse naturale. In the northeast region, Bacău has the best and most important natural resources. Și aș vorbi aici de pământ, de apă, de pădut. We talk about land, good quality water, forest, de sare, de petrol, soil, de gaze, crude oil, natural gas. Și sigur tot ce presupune exploatarea acestor resurse pe orizontală sau everything related to exploiting and making use of these resources. Este momentul să vă spun că nu toate resursele sunt exploatate. Not all the resources and to the local economic output of the county. Din păcate, din aceleași condiții de greșeli politice și administrative, și aș adăuga aici și manageriale, platforma petrochimică de la Onești este într-o situație critică, aproape de nefuncționale, pentru că în afară de timp complex, celelalte sunt în diverse zone, în diverse stadii de faliment sau de reorganizare. Să considerați ca o oportunitate pentru orice potențial investitor platforma industrială de la Onești, respectiv RAFO Onești, Calom Onești, Electrocentrale Onești și Uton Onești. Together are on a very large industrial platform and this could be very good opportunity for a
care se pot cumpăra cele patru în bloc, aș spune, pot să spun pe fiecare în parte, este în jur de 100 de milioane de euro. The acquisition price for all these platforms is €100 million. Necesarul de investiții pe platformă depășește 1 miliard de euro. The estimated need for investment is about €1 billion. Și după cum vedem că, să zic, reprezentanța corpului diplomatic în unele situații se implică și discută, chiar oferă soluții sau păreri, unele mai avizate, unele mai puțin avizate, observăm că despre autostrada Iași, Bacău, Brașov nu se vorbește. Pentru a putea dezvolta afaceri în această zonă, pentru a putea crește bunăstarea locuitorilor municipiului Onești și a regiunii istorice Moldova, oamenii politici, și mai refer la cei decidenți, trebuie să analizeze cu foarte multă responsabilitate acest aspect, pentru că, practic, acum noi, regiunea Moldova, suntem oarecum sau în totalitate izolați de ceea ce reprezintă Europa modernă. Eu cred că, într-un final, se va alege această variantă de a lega Transilvania de Moldova sau Moldova de Transilvania prin acest coridor Iași-Bacău-Brașov. Pentru că ne dorim să facem poate și, sau să fim conectați la Europa, să beneficiem de ne dorim ca investitorii din Europa să aibă încredere și să poată dezvolta afaceri sănătoase în această regiune. Și este economic vorbind, cât și tehnic, tronsonul Iași-Bacău-Brașov costă aproximativ 1,7 miliarde de euro, comparativ cu Iași-Târgu Neamț-Târgu Mureș, care ar costa 4,6 miliarde de euro.